Am venit, am votat, am plecat. Cam așa s-ar putea descrie ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi, care a avut pe ordinea de zi 8 puncte. Toate au trecut de votul consilierilor în mai puțin de 3 minute. Au fost proiecte de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014, dar și al mai multor spitale. De asemenea, s-a votat și un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova referitoare la aprobarea finanțării din bugetul Consiliului a contribuției proprii a Regiei Autonome de Transport Craiova pentru proiectul modern. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2014. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pe anul 2014. Discuții. Cine este pentru? Abțineri? La ședința Consiliului Local a participat și Ilia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care a fost foarte atrasă de telefonul mobil. Bună ziua! Stimați colegi, bine ați venit la ședința Consiliului. Printre proiectele de hotărâre puse pe ordinea de zi s-a aflat și cel privind constituirea ca parte civilă a municipiului Craiova în dosarul numărul 154 pe 2013 al Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova.